Aveți un vis pentru Chișinău? Un vis pentru Chișinău? Da. Ceva care nu știu dacă o să reușiți să-l realizați dumneavoastră, poate altcineva, dar care ar... Deci eu îmi doresc să avem calitatea vieții care este astăzi la Viena sau în oricare alt oraș european, și asta este posibil. Îmi doresc blocurile locative să fie izolate termic și reabilitate în curte, să avem locuri de parcări, locuri de joacă pentru copii, ceea ce am început să facem. De fapt, îmi doresc ca omul din Chișinău, locuitorii Chișinău, să fie întotdeauna prima prioritate pentru oricine ar fi în această funcție. Oamenii vor trei lucruri. Ei vor să aibă unde munci, vor să aibă unde trăi și trei, vor să aibă mijloace la dispoziție ca să facă legătura între primele două.